Hei, salut, eu sunt Andreea. Afară a început să plouă și asta înseamnă ceva foarte rău, pentru că eu chiar acum mă duc să-mi fac prima oară în viața mea unghiile. Da, ați auzit bine. Și râdem, gluim, dar serios, astăzi o să-mi fac unghiile pentru prima oară în viața mea. Vedeți că eu niciodată nu am avut unghiile lungi, mereu le-am avut așa, tăiate, ca de copil de 5 ani. Și astăzi am zis că, măi, nu mi-am făcut niciodată unghiile, hai să-mi fac o dată în viața mea și să vedem cum o să arate. O să-mi fac unghiile la mătușa mea, pentru că mătușa mea a terminat chiar acum un curs de făcut unghiile și vreau foarte mult să mi le fac la ea, să văd cum o să iasă, pentru că mi-a promis că o să iasă ceva mișto și chiar se descurcă super, super bine, așa că o să vă iau și pe voi cu mine la mătușa mea, să vedeți cum o să-mi iasă aceste unghiuțe, care nu o să mai arate așa ca de copilaj de 5 ani, dar o să arate ca de... Pate de 16 ani ce sunt. Așa că da, haideți să mergem. Nu știu de ce nu m-am focusat. Apropo, voiam să vă arăt că chiar acum editam poze noi pentru Instagram. Ia uitați-le aici. Stați așa să nu vedeți codul. Stați, o să vă pun așa ca să nu vedeți codul, pentru că editam niște poze pe care o să le puneți pe Insta, așa că o puteți urmări. Este posibil. Prieteni, am ajuns chiar acum la mătușa mea și suntem gata să ne facem unghiuțele. Așa, până când ea pregătește toate ustensilele, eu sunt gata, așa că țineți minte unghiile mele așa, pentru că o să arate un pic mai diferit. Nu mi-am făcut niciodată în viața mea unghiile, știu că la 16 ani, știu că voi cei care vă uitați la mine să ziceți, Andreea, ce, nu ți-ai făcut niciodată unghiile? Și da, nu mi le-am făcut niciodată, ea profundă la televizor, mătușa mea face, pregătește totul, dar eu chiar niciodată nu mi le-am făcut și sincer nici acum nu vreau să mi le fac, dar vreau să fie ca ceva nou, ceva, un lucru nou, un experiment și sunt foarte curioasă câte dintre fetele care mă urmăresc pe mine și-au făcut unghiile sau și le fac. Scrieți în comentarii dacă v-ați făcut vreodată unghiile din alea lungi sau pur și simplu cu gel. Sunt foarte curioasă. Eu acum mi le fac prima oară, așa că voiam să filmez aceste momente. Așa, nu știu de ce, dar am emoții, sincer. Sper să iasă totul bine. O să-mi prind acum părul pentru că deja mi-e cald. Așa, o să ne prindem un coc. Ia uitați ce coc imens mi-am făcut. Prieteni, scrieți în comentarii, de fapt, ghiciți ce culoare o să-mi fac eu unghiile. Pentru că cei care o să ghicească o să primească inimioare de la mine. Ups, eu încă mă decid. Eu încă mă decid ce culoare să-mi fac, dar voi scrieți în comentarii ce culoare credeți că o să-mi fac eu unghiile. Prieteni, am început procedura, mătușa mea îmi face unghiile. Sincer o să fiu, eu credeam că e ceva dureros sau că o să mă doară, dar este destul de ok. Nu știu ce se întâmplă acum, dar ceva se întâmplă la unghiile mele, mi se rod unghiile, da? Sau cum se numește asta? Mă gândesc ce culoare să aleg, sincer încă nu m-am decis, îmi place foarte mult roz și verde, e mișto, dar cel mai mult mă gândesc să-mi fac alb, dar și albastru ăsta e drăguț, roz, roz, galben, roșu, iarăși un roz, negru, negru nu cred că o să-mi fac vreodată pentru că nu știu, nu prea îmi place. Eu sunt așa de firea mea colorată, chestii și nu cred că mi-ar sta cu negru. Și ultima culoare, cea mai mișto, ăsta mov, pentru că, nu știu, mie îmi place foarte mult mov. Îmi plac toate culorile, nu știu pe care să le aleg. Cum chem să faci, e ca așa... E ca așa mov și două unghii, dar vezi tot înspre mov, înspre mov. Da, eu vreau Ia uitați ce am făcut la unghii. Apropo, ăsta este un aparat care să-ți pui mâinile când îți faci unghiile și dă un fel de aer. Doamne, da. Nu mă pricep să explic, dar arată mișto. Dar vine încolo, vezi dacă mai stă. Thank you.
prieten, nu știu dacă v-am zis, de ce nu fac eu unghiile? Pentru că mulți o să spuneți, Andreea, 16 ani, nu ți-ai făcut niciodată unghiile. Vă spun de ce nu mi le-am făcut, de ce nu mi-am făcut alungire sau unghiile astea când sunt la modă. În primul rând, înainte spuneam că nu-mi dădea voie mama, dar asta a fost când aveam 13 ani. Atunci chiar mama nu-mi dădea voie, dar nici eu nu voiam foarte mult. Acum am 16 ani și până la vârsta aceasta nu mi-am făcut niciodată unghiile gel sau chestii de genul sau la salon. De fapt, mi le-am făcut odată, dar n-a fost permanent, a fost vreo două zile. Și ghiciți de ce nu mi le-am făcut? Pentru că am o problemă, am o fobie de un zgomot, mai exact zgomotul care se creează cu această chestie. Cum se numește? Pilă. Deci, nu știu ce o să fac în mătușa mea azi, cred că o să-mi dai niște căști sau ceva, căști. Pentru că îmi dai căști, yeah. Pentru că dacă mi se face la unghii cu pilă, nu știu, vine să o mor pe cineva, deci mă doare atât de mult, mă dor urechile, pur și simplu nu pot respira, căști. Transpir toată data trecută. La fel auzeam cum îi face mami, nu știu cui, și efectiv credeam că mor. Mă irita atât de mult sunetul ăsta și chiar și acum. Cred că o să mersi mult, o să-mi pun căștile, o să-mi dau muzica la maxim, pentru că eu nu pot să suport acel zgomot. De-aia nu mi-am făcut unghiile eu niciodată, nu că nu-mi dăm voie mama sau chestii de genul, ăla a fost doar așa. Stai să-mi pun unghiile. Îți placă și să-mi faci. Ia, hai un pic fă, să vedeți reacția mea. Și nu exagerez. Stai, stai să-mi pun muzica. Căștile. Doamne, deci nu suport deloc. Deci îmi pun muzică chiar acum. Așa. Cel mai mare sunet îmi pun chiar acum. Ok, mă stăruim și eu pe Se aude și cu muzică. În bine, cred că eu sunt singura ciudată care urăște acest zgomot, dar voi dacă nu-l urăți, fetelor, desigur, faceți-vă unghiile, sunt super mișto, arată foarte drăguț, dar eu nu suport acel sunet. Prieteni, ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? Să nu credeți că exagerez sau ceva, eu chiar ascult muzica la maxim. Stați să vă arăt aplicația. Ascult de pe aplicația asta, eSound. Ascult muzica la maxim în timp ce mi se fac unghiile. Mi s-a ridicat efectiv pielea de găină la cât de tare urăsc eu sunetul ăsta. Ia uitați ce mișto, deci eu mereu vedeam la fete din astea cum își fac unghiile, gen alungire și își pun chestia asta și acum am și eu. Prieten, eu când ziceam că urăsc sunetul ăsta chiar nu vreau, dar sper să se merite, uitați-mă, vin deja aici ceva, dar nu vă arăt, o să vedeți la final, însă îmi place foarte mult forma. Doamne, eu să am unghii, Tony, unde am ajuns? Ce se întâmplă cu lumea asta? Eu să am unghii, Andreea pus să mică cu unghii? Ce v-am gândit? Se vede că a plouat afară. Prieteni, acum citim mesajele pe care le-am primit de la voi, urmăritorii mei de pe Instagram. Apropo, dacă încă nu mă urmăriți pe contul meu, acesta este, mă numesc Andreea Băstănică, iată așa arată, mai avem foarte puțin și o să fim 600 de mii, iar acum hai să intrăm la mesaje, la cereri, uitați-vă, am peste 100 de cereri, dar de fapt așa scrie, însă, uitați-vă, îmi scriu deja și prietenele, oho, deci nimănui nu-i vine să creadă, hai să vedem mesajele, nu cred, hai să acceptăm, punem la principal. Să vedem ce mi-a scris fata asta, Ariana. Doamne. Nu cred. Îți faci unghiile? Hai să-i răspundem. Da. Așa că dacă vreți să vă răspund și vouă, nu uitați să mă urmăriți pe contul meu, Andreea Bostanica. Uitați-vă, iarăși o prietenă mea, Leni, mi-a scris OMG, da. Doamne, fetelor, nu știu cum voi vă faceți unghiile, că eu nu suport. Eu nu știu dacă o să mai fac vreodată unghiile, dar
nu știu, sunetul ăsta făcut cu pila sau cum se numește, nu prea e preferatul meu. Eu care am 13 ani și am unghiile mai lungi decât tine, decât le ai tu, păi ce să facem? Hai să-i acceptăm mesajul și să... uitați-vă, punem deja mâna aici, așa, punem mâna acolo și așteptăm 10 secunde după timer. Așa, haideți să ne râdem, deci, ce să faci? Asta e situația. Mai departe să vedem ce mesaje mai avem. Mai fă update de la unghii. Nu o să fac update de la unghii pe story, o să vedeți deja pe YouTube. Mai departe. Wow. OMG. Tu, Andreo, la unghii? Nu cred. Da, păi cum să nu? Hai să vedem, nu te cred. Doamne, voi vedeți că abonații mei mă cunosc atât de bine și știu că mie nu-mi plac unghiile. Mi le-am pus iarăși aici. Și odată trebuia mă să încerc și eu să-mi fac unghiile, că nu sunt din peșteră. Hai să vedem, iarăși o fată mi-a scris, nu cred. Păi crede-mă. Mai departe, OMG, Andreea își face unghii. What the fuck, Andreea, ce te-a apucat? Tu nu erai cu unghiile. Hai să-i răspundem și ei. Oh, Doamne, abia aștept să vedeți rezultatul. Să vedem ce mi-au răspuns prietenele mele. Ia uite. Voi toate fetele faceți unghiile. Mi-a scris mereu mesaj, Andreea, tu de ce n-ai unghii? Așa că am decis că, măi, hai să-mi fac și eu ca voi unghii, să fiu și eu fată, că știți că eu nu prea le-am cu unghiile, dar gata, de acum încolo să aibă și Andreea Bustănică unghii, așa că nu o să mai aveți ce să-mi ziceți fetelor. Eu totuși nu înțeleg cum voi lunar vă faceți unghiile, pentru că mi se pare foarte dificil, dar o să vedem cum iese. Până acum e totul ok, îmi place. Și trebuia odată și odată mătușa mea să-mi facă unghiile, pentru că a terminat acum un curs foarte mișto și acum face unghiile. Eu am ajuns acasă, sunteți gata să vedeți asta? Așa, am emoții, nu știu de ce, mi-e frică să vă arăt, dar trebuie să vă arăt. Sinceră să fiu, nu mă așteptam să iasă așa. Așa mișto! Taram! Mi-am făcut aceste unghii. Știu că ați intrat pe vlog ca să vedeți ce culoare mi-am făcut, ce model. Mi-am făcut unghii albe. Știu, foarte simplu, unghii albe. Dar, nu știu, mi-au plăcut foarte mult. Hai să vă arăt mai aproape cum eu ieși. Doamne, zici că mi-am făcut un tatuaj sau că mi-am făcut nu știu ce, dar eu de fapt doar mi-am făcut unghiile. Scuzați-mă, dar așa sunt eu mai emotivă, că nu mi-am făcut în viața mea așa unghii. Deci, hai să vă arăt. Iată, cam așa arată unghiuțele. Nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă îmi stă. Mie mi se pare că nu-mi stă, nu știu de ce, parcă mă fac mai matură, dar ținând cont că acum nu sunt machiată, sunt îmbrăcată foarte colorat, nu înțeleg, dar per total îmi place super mult, îmi place rezultatul. Am stat ceva să le facem, dar a ieșit foarte mișto. Îmi place foarte. Așa, punem carioca la loc, am pus-o... O, Doamne, stai, invers. Punem carioca la loc, am vrut doar să vă arăt cum îmi stă. Și da, prieteni, sincer, nu știu și nu cred că o să mai fac unghiile. Poate o să-mi placă, dar, nu știu, simt că unghiile nu este ceva pentru mine. Adică, nu știu, nu sunt eu așa feminină ca să port unghii. Sau poate că sunt eu mai copilăroasă de firea mea și nu sunt obișnuită cu ele, dar totuși mă bucur că am încercat ceva nou. Nu cred că o să mi le mai fac, pentru că nu sunt deloc confortabil. Uitați-vă, nu sunt lungi aproape deloc, gen sunt mărimea 1 sau 2, dar totuși, nu știu, nu pot să mă... Uitați-vă, nu pot să mă scarpin, adică eu sunt obișnuită să mă scarpin așa tare și nu pot. Nu pot să iau ochelare, adică mă deranjează foarte mult. Vă dați seama ce era să se întâmple dacă îmi făceam din alea lungi, mărimea 7, 6, deci cred că muream, adică serios. Nu pot să îmi pun mâna în păr, mi-e frică să nu-mi cadă unghiile, dar este o experiență nouă pentru mine, îmi place foarte mult cum arată. Așa că, da, prieteni, eu sper că v-a plăcut acest vlog. Dacă a fost... Doamne, nu pot nici măcar să arăt like. Adică ce? Eu sper că v-a plăcut acest vlog. Dacă a fost așa, nu uitați să dați un... Nu pot, like. Un share ca să vadă și prietenii voștri. Iar cum a fost ca întotdeauna a voastră, Andreea Bustănică. Vă pup! Pa, pa. Nu uitați să scrieți în comentarii cine dintre abonatele mele au acum unghiile făcute. Bye-bye.
pa, pa! Acum următoarele mele vloguri o să arate ceva de genul. Bună! Hei, ce faceți? Stăteam și eu aici. Pa, pa! Prieteni, trebuie să filmez asta. Îmi pare rău, știu că s-a terminat vlogul, știu, dar uitați. Nu pot să iau M&M's. Nu! Cum? Adică... Ciudat. Vă pup, pa, pa. Știți, mi-am dat seama că în vlogul ăsta arăt ca un băiat care își face unghii pentru că... Da...